publicat acest roman laur. Și o să-i dau mai întâi cuvântul doamnei profesoare Francisca Băltăceanu. Nu mă pricep la critica literară, nu sunt critic literar, nu, și nici n-am citit din literatura rusă contemporană cât mi-aș fi dorit. Așa că vorbesc ca cititorul obișnuit și cu jenă că n-am să pot spune nici a mea parte din cât ar merita. Un roman care se petrece în Rusia a secolului XV. Autorul este specialist în materie, dar reușește să nu vorbească deloc pedant, cum ar fi posibil, ci vorbește din timpul acela. Ai impresia că el se situează atunci și când face referire la contemporaneitate, ceea ce îi se întâmplă destul de des, o face cu un fel de umor așa, în care contemporaneitatea nu iese foarte flatată. A fost uneori comparat, sau s-a spus că în cartea lui se întâlnește Andrei Rubliov cu Umberto Eco, cu numele trandafirului. Poate Andrei Rubliov, da, dar cu un plus de umor de foarte, foarte profundă calitate, dacă se poate spune, iar cu Umberto Eco nu. Pentru că, într-adevăr, amândoi vorbesc despre un trecut. Umberto Eco, să zic că îl vede din prezent cu oarecare, sau ca să scurtez, călugării lui Umberto Eco distrug manuscrisul, o parte din poetica lui Aristotel, distrug partea despre comedie, pentru că nu e așa, Rusul e periculos pentru Evlavie, și iar cel mai bun personaj pozitiv, să spunem, reușește într-adevăr să dezlege o intrigă polițistă. Foarte frumos. La Evgeni Rodolovtin, eroul principal străbate lumea vindecând bolnav, cu talentul său de multe feluri și învățându-i pe alții să se implice în eliminarea molimei. Și la sfârșit are o evoluție, sau pe tot parcursul romanului, are o evoluție spirituală deosebită. Nu vreau să-l povestesc foarte mult. Începe cu bunicul care se pricepe să vindece cu plante medicinale și lucru pe care îl preia și nepotul. Apare și lupul cu care este prieten și aici vedem, printre multe altele, talentul de a spune lucruri filozofice foarte, într-un mod foarte neașteptat. Lupul dispare, ca orice lup când vrea să moară, și copilul plânge, de ce n-a rămas cu noi care îl iubim? Și bunicul, sau de fapt scriitorul, spune, aici vrea să ne arate că fiecare moment vorții e singur cu Dumnezeu. Sunt, nu povestesc, trebuie citit, pentru că este o densitate extraordinară și în același timp se citește foarte ușor, adică nu-l lași din mână, pur și simplu, nu te poți opri. Te plimbă printr-un univers. Reconstituie nu numai Rusia de atunci, dar și Europa de atunci, și Orientul de atunci, și oameni, și forme de cultură și tot, și în același timp și îți spune cum este câmpia înghețată și cum simți de la distanță adierea râului, și toate astea trebuie citite, nu se poate. Să spun că la sfârșit constați că este o evoluție a eroului în purtarea față de Dumnezeu, că la început sunt multe lucruri de rugăciune, nu știu ce, iar la urmă, în fața potirului cu Eucharistia, spune, uite, asta este și acesta este elixirul nemuririi. Știe unde să se centreze.
în relația cu aproapele. Aș spune numai față de cele trei femei pe care le întâlnește în viață. Cu Ustinia o salvează, se îndrăgostește de ea, dar o ascunde, e jenă să o scoată. Și din cauza asta Ustinia va muri la naștere și va muri și pruncul, iar el se simte vinovat și va străbate toată viața ca să o răscumpere, trăind el și vorbind cu ea în gând. A doua este Xenia, pe care o vindecă la rugămintea copilului și când aceasta ar vrea să căsătorească cu el, el fuge. Și a treia este Anastasia, pe care, ca să o salveze, își sacrifică, riscă să-și sacrifice și viața și reputația, să spunem, atribuindu-și un copil care nu este de fapt al lui. Este această evoluție a eroului până la, să spunem, perfecțiune, care nu ține de timp. Pentru autor, timpul nu există. Nu l-a dat Dumnezeu numai ca să avem o ordine în receptare, să spunem.